Minunile Sfântului Anton de Padova. În iconografia creștină, Sfântul Anton apare cu un crin, simbol al nevinovăției sufletului său și cu pruncul Iisus în brațe. Întâmplarea s-a petrecut în realitate în localitatea franceză Châteauneuf-la-Forêt, unde Sfântul Anton rămăsese peste noapte. Mergând să se culce, stăpânul casei a observat cum pe sub ușa camerei unde dormea Sfântul Anton se vedea o lumină neobișnuită. Împins de curiozitate, a întredeschis ușa și a văzut cu uimire cum în brațele Sfântului, aflat în extaz și înconjurat de o lumină cerească, stătea un prunc fermecător ce-l mângâia pe obraz. Scena s-a repetat și în Italia, în casa părintelui său, Tiso din Campo San Piero. Nenumărate sunt minunile săvârșite de Sfântul Anton. Ține predici în numeroase localități din Italia și Franța și, după cum Sfântul Francesc predica păsărilor, Sfântul Anton, pentru a da o lecție necredincioșilor, le ține la rinimii o predică peștilor care cu sutele de mii au scos capetele din mare și au ascultat cuvântul. După această minune, umilul frate Anton va fi numit Sfântul Anton. Poruncește broaștelor dintr-un lac să tacă și de atunci nu s-a mai auzit până azi o răcăită broaște pe acel lac. Vindecă bolnav cu miile, îi ocrotește pe săraci și pe cei nedreptățiți. Se ivește în două locuri deodată. Vorbește clar și răspicat, concomitent în mai multe limbi. Miliarde de credincioși au aflat mângâiere în cei aproape 800 de ani ce s-au scurs de la moartea Sfântului Anton. O sumedenie de ex voto mărturisesc despre minunile pe care și astăzi Sfântul le săvârșește. Răscolitor și puternic prin forța ce o emană, mormântul Sfântului Anton, aflat la Padova, este una dintre dovezile că nu suntem singuri, că Dumnezeu ne iubește, iar nouă ne rămâne doar să fim mai buni.